Ce mers frumos are. Vă salut, dragi prieteni. Iar pentru astăzi îl avem aici în prim plan pe Răzvi. Vă pupăm. Salut. Și pe Oli. Oli mondial. Oli mondial. Șcalul ăsta e superb. Cel puțin nu știu cum se vede pe cameră, dar în realitate e superb. Din cai mari face mici și din mici face mari. Exact, exact, dar el în realitate e foarte, foarte mare calul. După cum bine știți, Răzvi crescător de cai frizieni, are 4 exemplare de frizian și mai are și un andaluz. Ai și andaluzul. Da, da. Te vom prezenta doar frizienii astăzi. Facem cu frizienii. Prezentare frumoasă și facem. Să sperăm că o să le placă. N-ai, nu știu, eu când vin la tine aici, eu rămân uimit de exemplarele astea. Da, da. Pe lângă tine, pe lângă tine nu par. Oameni. Pe lângă tine nu par așa mari, că tu ai unul 85. 87. Nu. Eu am 1,73 și mie mi se par pe lângă mine imens și-s monștri. E-s mari cai, da. E-s foarte mari. 1,70 plus. Stai cu mine. E mare, tare. Da, hai. Frumos. Op, op, stai, încet. Încet, Oli, încet, op. Da, hai, mișcă. Hai, tată. Încet, Oli, încet. Op. Are Răzvi niște exemplare spectacol. Trap, așa, hai. Ușor. Ne face Răzvi aici o prezentare ca la expoziție. Ce prost. Op. Op. Op, op. Lasă-l așa. Perfect. Perfect. Dă-te înapoi. Curic, Oli. Dă-te, tată, înapoi. Dă-te, Oli. Așa, hop. L-am mețit zăpadă. Da, păi da. Nu vezi că și pe noi ne... Un cal superb, din toate punctele de vedere. Nu știu, n-are niciun defect. Din exemplarele pe care le ai și disponibil. Deci dacă e cineva interesat și pentru montă și pentru vânzare. Și pentru montă, pentru vânzare, o să las Facebook-ul aici. Și o să las și TikTok-ul ca să puteți să-l găsiți foarte ușor pe Răzvan. Dă-te înapoi, Oli. Ia, uite-l. Dă-te înapoi, Oli. Dă-te înapoi, dă-te, tată. Prin înapoi. Dă-te. Superb. Mai. Mișcă înainte acum. Mai unul. Atât. Ăsta e. Stai. Stai acolo. Superb cal. Dă-te înapoi în pas. Așa. Bravo. Bravo.
Asta e. Bun. Cu Oli cam atâta. O să revenim și cu, și cu restul. Asta ai făcut pentru cameră. Lasă-l așa. Bun, Răzvi, aici îl avem pe Nico? Nico, da. Al doilea armățar de 5 ani. De vânzare și ăsta. Un cal foarte docil, cu minte. Cum am spus și eu pe anterior. Un cal la care îi place și camera. Da, fotogen. Are și ce arăta, știi? Are ce arăta, dar are și el, are... Îi place să fie poza. La așa ceva o poți folosi mai mult. La poze, la anunți, pentru cu mirese, cu... De asta știi el atâta. E superb, are o poziție superbă. Foarte cu minte, cum se vede, un cal domol, un cal cu minte, n-ai treabă cu el. Superb. Hop, asta e a treia piesă. Domnul Denis. Frumoasă, grozavă. O iapă de 5 ani. Gestantă. Ea e gestantă cu... Cu Conte, cu ăla altceva, cu Conte ultimul, da. Ăla e gestantă. O foarte bună reproducătoare. Fiecare an o fac cu mâini. Anual. Și o iapă foarte elegantă. Cap frumos, ureche, pentru cine cunoaște. E disponibilă și ea? Da. Deci dacă e cineva interesat. Interesat de o iapă frumoasă, cu minte, elegantă. O să o mișcăm un pic să se vadă și mișcare. Da, cum să nu? Și ca să vadă oamenii. Denis, acum, după jos.
Ce mers frumos are. Superbă. O prezentare așa ca la expoziție. Aici la Răzvan, la Hațeg. Animale de calitate. Oh, superb. Oh. Oh. Frumoasă la poziție așa. Superb. Da, se vede că ai grijă de ei și îngrijești și te ocupi zilnic. Dacă ne îngrijim, nu avem de ce ne mândrim. Aia dreptă. Gestantă se cunoaște și la burtă. Prin mai, la sfârșit, ar trebui să fete. Și o iarcă elegantă, iarcă cu sânge. Nu știu cum se vede pe cameră, dar în realitate e cu totul altceva. E apă de 1,73-1,74 m. Se face 6 ani în 26 august. Iapa e crescută de mine. Pentru cei interesați, cine vrea să se bucure de o iapă frumoasă, o să mă contacteze. Corect. Păi oricum, ți-am zis, o să las... Anual face mânji. Pot trimite poze cu mânji care interesați și vor să vadă ce... Da, 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 să vadă. Corect. Are un cap frumos, urechi frumoase, îndoite. Doar cunoscătorii o să-și dea seama ce parfă-i. Frumoasă. Uzi, frumos. Avem un exemplar, o să-l scoatem și pe ăla imediat. Cam ăștia au fost. Cam ăștia, da. Oricum, frumos. Să ai toată ziua grijă de 5, că tu ai 5. Da. Trebuie să fii non-stop după ei. La cât intri noaptea în casă? Dar sincer? La 10, 1. Câteodată la 1? Mai, hai că da. Știu eu. Știu eu, gras. Bun. Ia-o fuzâna. Revenim da. și cu contele. Imediat. Aici avem cel de-al patrulea exemplar, Conte, un armăsar foarte frumos. Cei care l-au văzut în videoclipul anterior, o focală mai slabă acolo, a fost mai amărât. Acum așa mai revenit calul. S-a îndreptat foarte, foarte bine. Foarte frumos, da. E un cal de peste 10 ani, 12, cam așa, cu acte de Olanda, pedigree, full. Un cal foarte elegant. Cei care doresc pot da videoclip cu el în privat. Și la ham și călare, montează foarte bine. Zâna cu el e montată. E un cal de 1,78-1,80 m. E din talia baroc. Cei care o să-l cunoască o să vadă. Calul e mult mai păros, dar au fost tuns. Și acum până îi crește părul înapoi, mai un pic. Dar e un cal foarte păros, foarte corect. Montează foarte bine calul, cu produși extremi.
E de vânzare calul, pentru cine e interesat, de un armătar de montă, călțină de montă, de... pentru casă mai mult. Da. Cam ăsta ar fi calul. Super. Un bărbat de cal. Vagabon. Cam ar fi. Pentru cei care sunt interesați de cai, avem acolo 4 exemplare, din care unul e apă, restul sunt arbăsari. Toți sunt cu minți, docili, pentru trăsură, căruță, indiferent de atelaj, pentru călărie, pentru echitație, indiferent. Acum, videoclipul viitor care va veni, vom face cu toți călare frumos. Un videoclip frumos, să-i vadă și călare. Și pe parcurs, când o să-i punem la căruță, la atelaj, o să le facem și câte un clip scurt. Da, dar acum e cam frig acum și iarnă. Acum și înghețăm noi. De cum e? Păi categoric, înghețăm categoric. Răzvi, eu îți mulțumesc pentru prezentare. Cu drag. Încă o dată, ai niște exemplare superbe. Să te bucuri de ele și îmi place că tinerii la noi, la țară, așa, se ocupă. Se ocupă de animale și au animale de top și le îngrijesc cu mare, da, mare dragoste. Am fost învățat, așa am fost crescut, frate Denis, pentru animale. Și să putem duce mai departe cât se poate și cât nu se mai poate, nu mai ducem. Categoric, categoric. Cei interesați, rugăm să ne scriem privat, să ne sune, va fi număr de telefon acolo, Facebook, astea. Pun și numărul categoric în descriere. Îi pupăm și, ce să zicem, le mulțumim pentru vizionare. Sau... Mulțumim, sănătate multă și Doamne ajută! Doamne ajută la toată lumea!